Stimate domnule președinte, Republicii Moldova, Maia Sandu, onorată asistență, dragi studenți, colegi, am onoarea să vă salut în numele comunității academice a Universității Pedagogice de Stat Ocreang la această sărbătoare tradițională, ceremonia de inaugurare a anului universitar. Dragi profesori, dragi studenți, dragi oaspeți, vă mulțumesc că mă primiți printre voi de ziua cunoștințelor în această instituție reînnoită în care foarte multă competență în domeniul educației e strânsă sub același acoperiș. Și această competență este vastă, fie că este vorba de formare inițială în științe umanistice, științe exacte sau formare continuă și prin dumneavoastră bine reprezentată. Aș numi acest moment ca fiind un nou început, un prim pas înspre cultivarea excelenței de care sunt capabili toți copiii țării noastre, dar și o conștientizare a enormei competențe pedagogice din Moldova. Vă rog să-mi permiteți să împărtășesc câteva gânduri care să fie punctul de plecare al unui dialog pe termen lung între dumneavoastră și instituția președinției, ale cărei uși sunt permanent deschise în mandatul meu. În primul rând, vă invit să facem din educația copiilor Moldovei cel mai puternic liant al societății noastre. Indiferent de deosebirile dintre părinți, firești în democrație, copiii învață împreună. Eu cred că este datoria noastră să învățăm pe copiii noștri să fie mai uniți și mai solidari decât am reușit noi să fim. Prin tot ceea ce facem, și aici profesorii pot face mai mult decât politicienii, cred că avem datoria să creștem gradul de încredere al societății în educație. Să ne investim energia în a colabora unii cu alții, în loc să o risipim pentru a ne concentra pe diferențele dintre noi. V-aș ruga să reflectați la acest aspect și vă asigur de toată disponibilitatea mea pentru un dialog care să ne dea cele mai bune soluții concrete. Un alt șantier esențial pentru țară este să restabilim autoritatea morală, intelectuală și comportamentală a profesorului. Ce avem de făcut pentru ca rolul profesorului să fie recunoscut în societate, să fie respectat la adevărata sa valoare? Desigur, condiția materială a profesorului este foarte importantă. Excelență fără răsplata cuvenită nu se poate și principala mea solicitare față de guvern la începutul acestui an școlar este să identifice resursele pentru cei care făuresc viitorul copiilor noștri. Resurse pentru salarii, pentru bursele celor care se angajează pe calea profesoratului, resurse pentru condițiile dumneavoastră de muncă. Dar pentru a avea profesori model, un rol foarte important îl are și instituția dumneavoastră prin calitatea formării pe care o propune. O profesoară sau un profesor să avanți în domeniul lor, bine formați din punct de vedere pedagogic, sunt în mod natural modele pentru elevi, pentru că, așa cum spunea un mare înțelept, copiii învață ceea ce profesorul este, nu doar ceea ce profesorul știe. Ori adevărul este că societatea noastră are nevoie, în primul rând, de modele, iar dumneavoastră puteți fi acele modele atât de necesare societății noastre. Stimați profesori și viitori profesori, aș mai aduce în discuție un element, exigența, despre care aud că se pierde încet cu încet. Așa cum știm, viața este exigentă cu fiecare dintre noi. Cred că exigența la toate nivelurile sistemului de educație, dar în primul rând față de noi înșine, este un ingredient al succesului nostru. Fiind exigenți, învățându-i pe tinerii noștri importanța lucrului bine făcut, învățându-i să fie exigenți față de ei înșiși, dar și față de cei din jur,
vom avea o societate mai corectă, mai justă și în care meritul fiecăruia va prevala în fața aranjamentelor. Aș lega ideea de exigență de cea de discernământ. Lumea se schimbă uluitor de repede și suntem uimiți cu toții de cantitatea de informații la care sunt supuși copiii noștri și noi toți. Câștigătorii competiției globale de mâine sunt cei care azi deprind analiza critică și discernământul în școli. Cei care pot să facă diferența dintre adevăr și minciună. Cei care pot să facă diferența dintre just și injust, între esențial și periferic. În opinia mea, exigența în mediul școlar duce la cetățeni dotați cu un bun discernământ, la tineri care se pot orienta mult mai bine la rapidele schimbări din lumea de azi. Voia dumneavoastră aș atinge și subiectul sensibil al echității. Aici am o importantă remarcă de făcut, pentru că nu aș vrea să denaturăm această generoasă idee a echității sau să o punem în antiteză cu exigența de care am vorbit mai devreme. Doresc pentru copiii țării noastre un sistem echitabil în sensul în care facem tot ce ne stă în putință pentru a ridica nivelul celor care și-au început viața în condiții mai puțin favorabile. Doresc să investim în viitorul acelor copii care pot și vor, dar care, din vari motive, nu au avut cel mai fericit început în viață. Nu aș vrea să cădem în capcana înțelegerii greșite a echității. Echitate nu înseamnă egalizare scăzând nivelul celor de sus, ci creșterea nivelului celor de jos. Sunt convinsă că universitatea dumneavoastră este principalul vector pentru atingerea unui cât mai mare grad de echitate corect înțeleasă și pentru aceasta vă asigur că aveți în mine un partener de nădejde. Aș atinge și subiectul delicat al eticii, spunând răspicat, dacă nu așezăm educația pe un soclu etic solid, orice am face se va nărui la prima adiere de vânt potrivnic. Văd în cultivarea eticii, în fiecare componentă a educației, o misiune esențială de-a dumneavoastră. Adesea, în ultimii ani, aud că trebuie să ne inspirăm din modelele educaționale ale altor țări. Da, este foarte bine să învățăm de la cei care au rezultate mai bune decât noi. E important să fim la curent cu inovațiile din domeniul educației. Dar realitatea este că noi nu avem timp. Noi trebuie să aducem excelența în educație rapid. Și cea mai rapidă metodă pentru a face asta este un efort fără precedent în formarea inițială, formarea continuă și răsplata pe măsură a pedagogilor. Politicienii vin și pleacă, profesorii rămân. Vă asigur că nu suntem cu nimic mai prejos față de alții. Ați văzut cu toții că Moldova este menționată laudativ în raportul OECD după testele PISA din 2018. Eforturile pe care le-am făcut împreună au produs rezultate. Deci se poate. Și cred că avem toate ingredientele aici, la Universitatea Creangă, pentru saltul calitativ de care avem mare nevoie. Aș dori să ieșim din spirala negativității și să vedem și multiplele lucruri bune care există și să construim pe baza lor. Eu îmi doresc ca Universitatea dumneavoastră să devină cel mai bun centru de formare pedagogilor din regiune și sunt gata să lucrăm împreună cu guvernul, cu partenerii de dezvoltare și, în primul rând, cu dumneavoastră, pentru ca să realizăm acest lucru. Dragi studenți, vă felicit pentru decizia dumneavoastră de a deveni pedagogi. E o mare responsabilitate, nu sunt cuvinte goale. Vreau să conștientizăm cu toții. Noi vom putea construi o țară prosperă doar dacă vom reuși să creștem calitatea educației. Iar calitatea educației depinde, în primul rând, de calitatea profesorilor. Țara are nevoie de profesori foarte buni.
care își cunosc bine materia, care cunosc și pot aplica diverse strategii de predare, care știu să fie exigenți și în același timp știu să încurajeze pe elevii și studenții lor, care știu să fie empatici, care învață în fiecare zi pentru a fi cumva înaintea elevilor săi, care sunt modele de comportament. Pentru a deveni specialiști buni, e nevoie să munciți mult, să depuneți zilnic efort, să aveți voință și curaj. Între timp, noi vom crește motivația pentru profesori, dar și exigențele pentru cei care vor să ajungă în instituțiile educaționale din țară. Stimați pedagogi, eu am ambiții mari pentru țara noastră, pentru copiii țării noastre. Privindu-vă și știind întreaga competență care este în această sală, am convingerea că aceste ambiții mari sunt și realiste. Vă invit să construim împreună, aici, acasă și acum, un centru al excelenței pedagogice care să aibă o rezonanță regională dincolo de granițele țării noastre. Vreau ca în cel mai scurt timp posibil să deveniți un reper al excelenței pedagogice, să fim un model de instituție pentru alții. Am certitudinea că veți construi o instituție deopotrivă inspirațională și aspirațională. O instituție care să inspire încredere prin excelența dumneavoastră și inspire către viitorii studenți și spre viitorii studenți să inspire să se îndrepte cu obiectivul de absolvire ca fiecare să fie un prim pas către visul fiecărui copil din țara noastră. Mult succes și aștept să reușim împreună! Stimată doamnă președinte, vă mulțumim frumos pentru acest mesaj.